parte, fiindcă a completat cu mine anul trecut la transformarea volumului 2 metri stau de vorbă în cartea cea mai vândută a editurii Manifest. Pe de altă parte, că a reușit să mă împrietenească, să mă reîmprietenească cu teatru, un teatru pe care mă supărasem în virtutea unei imbecilități reducționiste, că nu pot să-i spun altfel. Andrei este cel care m-a luat de mână, m-a tras înapoi în sala de teatru și este omul care nu începe să-i mulțumesc pentru asta. La sfârșit o să mai spun și eu două vorbe, dar l-aș lăsa acum pe Marius Manole să vă spună ce crede, ce simte și ce face. Marius. Bună ziua și bine ați venit!